fac reportaj, uite, am reflectorul în spate, fac reportaj la un boșorog care stă la coadă la 64 sau. Bună ziua! Bună ziua! Văd că faceți un bilet. Hai! Da, stați cald. Ce faceți cu banii în cazul în care câștigați? Dă bani la copiii mei și la biserică. Ia telespectatorul zgâit. Ce zice ăsta, băi? Și face altceva, nu faceți cu banii? Nu, că eu sunt căcărit credincios. Și am și copii. De ce vorbiți așa? Am răgușit. Ați reușit? Am răgușit. A, credeam că ați reușit deja să câștigați. Încă nu s-a extras. Așa, bine. Eu, telespectatorul, vă și eu mai jucăresc. Lasă să nu fac nici nou. Hai, n-am mai jucat de câțiva, dar... Eu tot că am văzut un bilet. Sau nu știu ce de finire. Dar să nu-l fure mama sau sora mea, bine, că vede că am ghicit doar un număr. Păi, băi, ce zice ăla? Că dă banii la copii și la biserică? Eu mă gândesc, băi, eu sunt sceptic la faze de astea. Dă boșorogul sau ăsta tânărul, roz de cașcaval și zice să cânte lăutarii la băiat. Dă banii pe curve de astea fragede. Se duce și la biserică de 3 lei și zice, a, păcate, sunt obosit. Așa, îți dai să mare nevoie biserica de bani. Când e plină de bani, e full screen. E bine să cotizeze acolo, dar nici chiar așa. Deci eu câștig pula mea cât? Vreo 30 de milioane de lei? Cum era înainte vreme? Sau mai mult? E vera pe miliarde. Și aveam în cap că ca să mă ajute Dumnezeu, dau banii la biserică. Deci eu dacă dau interviu la un reporter de teren, când vine și mă întreabă, ca să fiu credincios, trebuie să zic lui că dau banii la biserică. Și la copii, că am copii. Deci eu sunt un om responsabil. Nu sunt un om irresponsabil care joacă la loterie. Că nu, asta nu e nicio păcata ei. Dar am gânduri bune. Ce să fac cu banii? Eu de fapt nu am nevoie de bani. Dacă dau bani la copiii mei și la biserică, ce să fac eu cu bani? Cred că vine dracu după aia, îmi iau o mașină de așa și după aia dau cu ea într-un copac sau ceva și pantroștii originale. O las pe babă în pula mea, pleacă fă de aici, o viață are omul.